umor a fost că în mod normal, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să fie păstrată situația actuală, să fie respectat mandatul fiecăruia dintre aceia care sunt numiți în aceste funcții, inclusiv și în special Procurorul General, și eventual prin intermediul audierilor parlamentare să fie discutată situația la una sau alta din aceste instituții. Deși noi cu toții știm că toate aceste instituții au fost împărțite politic, sunt controlate politic și doar în cazul în care vor veni europeni care nu vor putea fi cumpărați, respectiv trecuți pe linie de partid, avem șansa să le depolitizăm și oricum procesul va dura 4 ani de zile. Însă, chiar și... Deci chiar dacă s-ar fi acceptat, ar fi durat 4 ani, dar nici măcar nu s-a acceptat. Domnule deputat, cei care dețin procurorul general și celelalte funcții subordonate Parlamentul. În ordine PD, Partidul Liberal Democrat ar accepta în principiu să fie și europeni, dar unde, cum și când nu s-a. Vă acuză liberalii că ați decis deja alianța, vreți să mergeți cu PCRM și faceți negocieri de formă cu ei. Eu sunt săturat de învinuiri, sunt săturat de spectacole, de poziționări, sunt dorit de rezultat. De fapt, sunt dorit de ceea ce își doresc toți moldovenii și întreaga țară. Deci, pentru seara zilei de astăzi, de aș avea ceva nou să vă spun în comparație cu ultima sută de revedere, era să vă spun. Odată ce nu este absolut nimic nou, de aia nici nu am ce spune la acest capitol, o să ne mai întâlnim, o să mai discutăm. Detalii tehnice, categoric, nici nu gândesc că sunt la locul lor, fiindcă ele mai puțin contează. Fiindcă există aceleași subiecte de ordin principal care nu au fost depășite. Iată și toată declarația pentru această seară. Liberalii spun că vă opuneți ca funcție de procuror general să fie reținută de un cetățean străin. Găsiți, vă rog, răspunsul în ceea ce v-am spus eu. Poziționări, jocuri, ping-ponguri, 40 ceva de zile supra-saturat de asemenea chestii. Ca și idee principală, odată ce noi suntem o țară, moldovenii își aleg partide și nu străini. Pe care motiv? Aceste partide, nu aceste partide, alte partide, nu acești politicieni, moldovenii să-și aleagă alți politicieni, dar să fie din această țară. Asta este o opinie personală. Modelul Ucrainei. Există o țară, două, cu un asemenea model. Există altele 150 unde acest model nu se aplică. Ce ar trebui să fie exemplu pentru Republica Moldova? Două țări sau 150? Aștept răspunsul vostru.